Bună ziua! Doamna Eudochia Safaler? Da. Doamna Eudochia Octavian, mă numesc. Suntem de la compania Livrare Flori Chișinău și am o surpriză pentru dumneavoastră. Ghețel de trandafiri, vă rugăm. Mulțumesc, mă scuzat că am întârziat. Nu-i nimic, o șampanie. Mulțumesc, dar poate să o servim? Păi, și o cutioară de ciocolată, vă rugăm. Mulțumesc, mă. Avem un mesaj cu o felicitare, cu permisiunea dumneavoastră să-i dăm citire sau de la cine este cadou. Vreau. Așa. Cu stimă și mult respect, Adrian și Zina. Mulțumesc mult. Și dacă aveți un mesaj de mulțumire pentru dumnealor, vă rugăm în cameră. Eu vreau să spun așa. Multă, mult sănătate. În primul rând, dacă este sănătate, nici nu m-am așteptat eu așa, că n-am avut în viața mea așa. Vreau să-i spun mult sănătate copilul meu, Adrian, și norii mele, Zina, pentru că trăiesc, exist și activez, în primul rând, așa vreau să spun. Și relele să-i păzească, Dumnezeu să-i ocrotească, să le dăie multă, multă fericire în viața lor, pentru că asta ne-a lipsit toată viața. A rămas singură, pentru că omul ne-a decedat cu o ană urmă și vreau să le spun copiilor mei că iubesc tare, tare mult, dați de parte de mine, nu vreau să plâng, nu pot altfel, pentru că, Adrian, eu mulțumesc mult, nici nu m-am gândit că el ne face așa o surpriză frumoasă. Am 55 de ani, am plinit astăzi și nu i-am alături și tare, tare mă doare, pentru că am trei nepoți a fiică mele și vreau să-i ajut cum noi putea. Dar totuși, eu, speranța la mine mare ultima, vă spun. Eu mulțumesc, eu n-am crezut că ați venit astăzi, pentru că n-am avut așa o surpriză în viața mea. Cu 55 de ani am, de când împlinesc, dar feciorul ne face niște surprize care nu mă aștept și îi mulțumesc mult. Mersi. Dumnezeu să-i dăie sănătate, multă, multă, relele să-l păzească, Dumnezeu să-l păzească în toată clipa. Și nu știu cum să vă mai spun. Mersi, doamna Eudochia, cred că este vă mulțumim. De emoții, eu în stare, mulțumesc, așa. Mulțumesc mult, mult, mult. Livrareflori.md. Gestul contează.